doamnelor și domnilor. Fără prea mare introducere, pentru că nu e ca și cum ar lua un premiu sau ceva în seara asta, haideți să-l primim pe scenă pe omul de la ale cărui glume până și șervețelele devin umede. Pe cel pentru care buricul femeii n-a reprezentat niciodată o atracție sexuală, deși a mai dat acolo, pe singurul comedian capabil să facă haz de necaz atunci când calcă în el, doamnelor și domnilor, unicul, singurul, Andrei Gareci! Asta e cea mai grețină prezentă. Mulțumesc, mulțumesc, sunteți extraordinari. Mint. Haideți să mai aplaudăm o dată pe Elena Voineac, vă rog eu mult. I-am ascultat numărul și mi-am dat seama de ce urăsc pe ea femeile. Pentru că ea este genul ăla de femeie, știi, care, nu știu, pe care orice bărbat ar vrea să o aibă. Orice bărbat însurat, adică, o seară așa. Da. Foarte urât că ai râs. Mi se pare, chiar vă rog să-mi confirmați dacă mi se pare sau sunt eu prost, mi se pare așa că parcă n-am mai mâncat de sărbători cum mâncam odată. Nu? Acum câțiva ani înainte de pandemie, când ieșeam, eram toți așa, noi bărbați aveam niște burți, așa, cei că suntem niște moși Crăciun, mai țineți minte? Toți așa eram, hu-hu-hu-hu, deci te-ai îngrășat cu aia, așa, fix așa vorbeam. Că așa arătam, ca niște moși Crăciun. Bine, și voi, fetele, erați ca niște reni. Care știți că și renii sunt tot un fel de vaci. Da. Știe? Da, știe? Bă, stați-mă puțin. Știați sau nu știați? Știați că renii sunt tot un fel de vaci? Sunt rumegătoare, sunt ierbivore, au buzele alea mari. Sunt fix... Dar nu vreau să credeți că, nu vreau să credeți că eu am ceva cu renii. Mie îmi plac renii, îmi plac renii foarte mult. Dar mi se pare, știți de ce? Îmi plac, mi-e milă de ei. Mi se pare așa că renii sunt așa niște animale boropsite, pădepsite de Dumnezeu, așa, parcă n-au pereche. Știți? Nu v-ați gândit la asta, nu? Păi cai au iepe, da? Taurii au vacile, da? Țapii au berbecii. Iartă-mă. Cine mai beare jeleanu, băga mea așa. Țapii au caprele. Nu, bă, vezi că ești... Nu, berbecii au oile, da? Renii ce fut? Ce au renii? Nu, fără... Cum, bă, pe Moș Crăciun, ți-e rușine, mă? Bă, sunt copii în sală, bă. Ce copilărie tristă ai avut. Vine Moș Crăciun? Nu, că e ocupat.